îndemnul boilor, uruitul carelor, bocetul bătrânilor, scâncetul copiilor. În noaptea de viperă mi-au spus: pleacă, pui de nepârcă, cu caierul în furcă, în care se urcă toată avuția, limba, portul și crucea, suflete brăzdate, îmbrăcate în haine albe de cânepă, cu picioare neînvinețite, pășeau necunoscutul în necunoscut. Eu sunt Ion George Costa, i-a logodit pământul. Scăldați în apa begăi, și-au pus coroane de tresti pe cap și-au rostit tare: aici să fii, torac, lângă apa vie, și veac cu veac se înscrie pe acest hotar. Strămoșii noștri care au fost prigoniți și au fost mutați aici, în vatra toracului, se spune că și în anul 1337, pe localitatea asta, au fost și atunci sat de ortodoxi români. Și pe urmă au venit mai târziu de la Săcălași, la Sevdin, și le s-a fost luat, cumpărat satul de spăii care trebuiau să lucre și erau ca iobagi. Și povesteau bătrânii că când lucrau la mac, îi căuta în gură să vadă, da mâncă din recoltă. Și așa că a fost tare greu. Eu trăiesc în Torocul Mare. Pământul din Torocul Mare e împărțit în două. Otarul nostru din Torocul Mare are la jumătate de otar drum de piatră și de letră, de otar și de letră, tot să ne strângem la așa. Pământul din Torocul Mare e mult mai bun decât în Torocul Mic. Mai bună clasă de pământ, calitate și mai ușor să lucră. Înainte s-au fost odei. În Torocul Mare erau mulți odei. Au stat și acolo peste iarnă, au avut acolo odei, au ținut oi, au ținut cai, marvă, de tot ce au ținut acolo. Și au avut și vii la odei. Toți au ținut vii la odei, care au avut vii și noi. Ești la noi, la Torocul Mare, avem spune grădini aici la noi, aproape de sat. Acolo a fost pe vremuri, numai vie au fost, multe vie au fost atânut. Și aia s-au lucrat oamenii. Dar aici au fost mai mulți în familie, mai mulți membri în familie s-au lucrat. Ei, dar acum nu-i meșin să lucre, nici puțini și bătrâni, aproape, da. Și s-au trei mei greu lucrat, s-au lucrat greu. O trebuie ce duci pe pișoare la Oldea, trebuie dată ai săpat de dimineața până seara, n-ai văzut nici să meșini seara de multe ori. Că s-a săpat cu lucrul, cu sapa înainte, pe vremuri. Și așa că mult mai greu s-a lucrat, cu cai s-a lucrat. Vreau să spun că aniversarea 200 de ani, acum 50 de ani, a fost iar o mare manifestație și s-au defilat și pe stradă. Și m-a rămas în minte o familie din Torocul Mare, Roșu. Au fost patru generații în fruntea coloanei. Era strămoșu, moșu, nepoții și strănepoții.
Așa a fost un lucru frumos, îmbrăcați în port național. 50 de ani la număr sunt mulți, însă vremea repede trece. Mă amintesc de anul 1967, când prima dată Toracu a sărbătorit ziua satului de la colonizarea strămoșilor din Argeal și Banat din România pe aceste meleaguri nu ne aflăm astăzi. Pot să vă spun că, auzind de la bătrâni, de la colonizare și până acum, până în momentul de față, localitățile noastre sau localitatea Toracu au avut 13 nume. Cel mai mare număr de locuitori pe care l-au avut Toracu, Abegheiții, să spun așa, a fost în anul 1961, când a fost recensământul, atunci Abegheiții au avut 6.012 locuitori. Grigore Vieru a scris poezia Casa părintească nu se vinde. Acest gând m-a adus aici la Toarc, în casa mea părintească, răsfoind toate cele de pe aici, de pe acasă, fotografiile, scrisorile din timpuri, am dat și de acel faimos an 1967, când s-a întâmplat în Toarc ceva. S-a întâmplat un lucru istoric. S-au descris pentru prima dată frontierele între frați, deci între România și Iugoslavia de pe timpurile acelea. Manifestarea a durat 3 zile și a fost de o mare amploare și cred că a rămas un lucru istoric. Greu mai sunt oameni care să mai amintesc tot ce a fost atunci. E bine că totuși am avut putere să realizăm, să ducem la bun sfârșit și să rămână în istorie. Mai sunt albume, mai sunt fotografii. Erau oameni care, într-adevăr, aveau multă carte și transmiteam și nouă ne transmiteau acea energie pozitivă. Deci majoritatea acelora, printre care Teodor Munteanu, Teodor Baloș, Petrovici Ion, Petrovici Felicia, Lațcu Ion, Negru Ion, Vicente Petrovici Pocălusă, nu-l uităm, cel mai mare rapsod care a dus faima în lumea întreagă, faima muzicii populare torăcene. Sunt foarte multe lucruri în Toarc, sunt foarte mulți oameni, Dumitru Ciobanu, de exemplu, care a fost un învățător, ne-a învățat să cultivăm grădina, dar totodată să fim și intelectuali. Deci ei au pus în noi acel suflet, acele tot ce aveam nevoie să știm în viață, începând de la lucrul grădinăritului, să avem ce mânca, să avem ce citi, să citim mult și ne-a învățat. Luați toată știința și înțelepciunea lumii și să nu vă mai fie frică de nimic. Toracule, sat frumos, cu pământ bun și mănos. Sat frumos și sat bogat, Toracule, mult ne-și drag. Oameni harnici și frumoși, lucră pământ din strămoși. Îl lucră și se mândresc că de la pământ trăiesc. Pe lângă munca câmpului, femeile s-au mai ocupat și cu alte lucruri. La holdă s-a semănat cânepă. Cânepa s-a adus acasă, s-a tăiat la holdă, s-a adus acasă. S-a pus în apă, s-a murat. Pe urmă s-a melițat și din care femeile au tors și au făcut haine țesuce în război. La fel și lâna, de la oi s-a spălat, s-a pepcenat și s-au făcut pantaloni, o stofă din care s-au făcut pantaloni la oameni și costimuri cu care au mers la biserică.
actual li s-au capătat prin 68-70 așa. Deci când am capătat tractoarele, atunci am început să arate. E, da, și cu grâu când s-au semănat. Înainte s-au semănat grâu de la Prolific și Bancuta. Rar când s-au făcut cu 10 metri, cu 12. Deci când a venit domnul Ionel Sârbovan, el a venit ca inginer aici la noi, ca să arate la lume, eu a dus grâua la San Pastorea și o dat sămânța frai, gunoi artificialul frai, arătura frai, ca să se seamănă lumea și să vadă lumea, că se documentează că se face 30 de metri la lanț. Și vara când o vinut, a pus la bășca și s-o trierea cu mașina la vremea. Și de fapt așa, atunci a început, toată lumea a semănat de la. Și au ajuns și combine, după ce au ajuns combine, au ajuns și tractorii de ale grele. Și când eram tineri, nu ne-am înțeles tinerii, să nu ne ducem la fete, la tărăcumare, și ei să nu vină la noi. Ne și băteam câteodată. La școală eram normal, că s-a unit școala în 47 și mergeam la școală normal, numai seara la fete să nu ne ducem. Și a fost că la tărăcumare neveste mulți ori vin în tărăcumic. Numai aici la noi fârtaiul ăsta, de o parte și de alta, 8. Ori fost la tărăcumare. Dar ingineri în casă, de la noi s-au dus mulți. Am avut și eu doi frați care au decedat și mulți erau. Dar de la ei, ingineri în casă, la noi, n-au niciunul. Întâmplări, așa s-a rog. Și atunci era jocul la noi, atunci se termina un șas mai înainte. Atunci eram tineri, fuga la tărăcumare, mai ținea un șas, mai în urmă. Și a fost și acolo. Numai ei n-ar vin la noi. Fântâna cu găleată, pe cărarea cea din pruni, stau de câte ori e lună. Un flăcău cu draga lui, un flăcău cu draga lui. Du-te, lună, vino ceață, ca să nu-i mai pot vedea, ca așa dragoste curată, n-am văzut în viața mea. N-am văzut în viața mea. Totuși, ca să se distreze și să aibă vreo ieșire, iarna, ori mai mers și cu lucru, la rude. Cei apropiați, verișori, nepoți, s-au strâns astăzi la o casă, mâine la alta, s-au făcut mâncare, s-au veselit și așa și-au petrecut zilele. Iarna nu a fost curent electric, dar ele la lampa cu petrol, femeile, ori stat și-au lucrat. Mamile, care au avut fiace de măritat, ori cusut măsaie de pus pe paturi, măsaie de pus pe masă,
poale, speciale, tot ce s-au purtat la tore. A fost mult, mult de lucru. O să aveți ocazia să vedeți un port național din Toracu Mare care s-a îmbrăcat numai zile de sărbătoare. El conține sau este compus din ie care s-a purtat prima, s-a îmbrăcat, care a fost lucrată de data asta cu culoare neagră. Și așa i-o zis un galben auriu. Tot la fel, tot cu negru, tot model. Adică model național, model românesc. N-a avut altcineva, ori fost și poalele. Tot cu suce cu mâna, culoarea neagră, îmbrăcat iarăși cu fir auriu și au fost modele diferite, variate, unicate chiar, așa că au fost și frumoase, bineînțeles. Cu tot asta s-au purtat două cătrânță, una în față, însă înainte, pe sub poalele astea, s-a îmbrăcat un rând de poale, mai mici, mai puțin, lucrate mai puțin sau mai mult, ca să nu fie, să fie un pic mai înfoiate. Așa s-a zis la Toracu Mare și astea un rând astfel de poale. Modelul ăsta e din Toracu Mic. Nu-i de la Toracu Mare, numai n-are importanță. Astea nu au fost chiar atâta de împodobite, numai au fost și diferite culori și nu au contat cu astea de deasupra. Cotrânțele, de data asta, sunt cotrânțe țesute în război. Război, cred că, eu nu știu să fie spus altfel, numai sunt țesute. Nu cu suce, cu ac, cu nimica, numai se suce cu tot cu model. Astea au fost diferite și diferite modele. Asta e cotrânța din spate. Cotrânța din spate a îmbrăcat o femeie când s-a căsătorit și a fost nevastă. Atunci când a fost nevastă, a avut cotrânța din spate și cârpă în cap. Cârpă pe cap. Până a fost fată, a fost cu capul gol. Îmbrăcămintea asta s-a numit costum. La costumul ăsta o astupat poalele cum au fost legate și ia care a fost pusă în poale cu brășiră. În picioare au fost încălțate cu pantofi. Când au fost cu costumul ăsta. De fiecare zi, când au avut costum, îmbrăcăminte, au fost cu năticaci. Nevestele, când au fost îmbrăcate așa festiv, au avut pe cap și un fel de, o să vi-l arăt, tulbent. Care s-a pus un fel de, să zicem, căpiță. Care i-a acoperit capul pe jumătate și jumătatea asta a fost împodobită cu o altă sârmă de felul ăsta pe piept și, bineînțeles, cu bani galbeni. În Toracu Mic, femeile au purtat rochie, aia o fustă, peste care au fost un șorț, o cotrânță,
Și în partea de sus au avut un, iarăși un fel de spășel care s-a asemănat cu ăsta din Toracu Mare și au avut un vestonaș sau un prusluc. Când au fost îmbrăcate festiv, adică s-au schimbat. Mâncărurile au fost diferite în fiecare zi, dar nu cu atâta carne cu cât se face astăzi. De exemplu, s-a făcut carne duminica, lunea, s-a făcut o ciorbă și s-a făcut ceva crofne sau ceva din aluat. Marți s-a făcut o tocăniță, miercuri s-a făcut găluște. Așa că până joi din nou s-a pregătit ceva cu carne, dar a fost tare bun și tare gustos. Prăjiturile tradiționale care se fac la Torac au fost plășintă dulce, cu măr, cu ludaie, cu brânză, păturată acră, cu drojdie, crofne, colăcuți, turtă cu măr. A trecut viața, am fost de familie numeroasă, am avut 6 frați, 3 surori, care mai eu am rămas în viață. Și aielalți s-au plecat, s-au dus la Domnul. Așa că în satul nostru, acum e mai dureros, nu mai este copii ca înainte. Toți s-au plecat. Sunt absolvent al Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara, am terminat studiile de licență, specializarea pedagogie muzicală și am ales ca subiectul meu de lucrare de licență să fie aspecte culturale din trecut și de astăzi din satul Torac. Faptul din, adică, cum să spun, de ce am ales subiectul ăsta? Din cauza că înainte eram o activitate culturală foarte bogată noi în sat la Torac. Și am vrut să, cum să spun, să într-o lucrare să fie cuprinsă toate aspectele care au existat înainte. Lucrarea, să spun, că începe cu un scurt istoric, cu perioada înainte de colonizare, adică ce a fost înainte de colonizare în 1765, în zona localității de astăzi. Și după aia am scris perioada de colonizare și apoi unele evenimente importante până în zilele noastre. Am scris despre biserici din cauza că erau primele locuri în care s-a desfășurat o anumită activitate culturală și apoi am scris și despre activitate corală, teatrală, despre orchestra Lira, despre orchestra din Toracu Mare care a existat prin anii 50. Acolo unde galben cade aur sfântul soare și fecele-s din soare, nevestele din roauă. Acolo am deschis ochii sub zarea vrăjitoare. Acolo unde vântul trâncește la pământ tălaș de grâne coapce, cum n-am văzut nici unde,
acolo îmi dorm strămoșii și mama în mormânt. Acolo unde-i pusta-i gireaptă casă jata, acolo unde zburdă după coșie mânză, acolo am o brazdă pe care asudă tata. Acolo unde șeriu de brazdă-i propcit și se înfrățesc de parce cu gândul și cu dorul, e locul al mai mândru, Bănat-o fost numit. Acolo unde tisa alintă cu a ei val ca prun copil cu mince, din Mureș până în jos un scump pământ și care-i duiosul torontal. Acolo lângă apă e un sat cum nu mai este, nici unul așa de mândru. Acolo unde vara se scaldă atâția zâne de fiece și neveste. Am citit o carte de duhovnicul Cleopa, care spunea că omul după 80 de ani trăiește în dureri și suferințe. Spunea în carte că viața trebuie prețuită, să nu-ți bagi joc de ea, cu bune, cu rele, să o iubești și să fii mulțumit că e un dar de la Dumnezeu.